pe De Kuip din Rotterdam. A venit acea victorie din Giulești, gol înscris de Mugurel Buga. Pierd jucătorii Hertei, Daniel Niculae are spațiu, Daniel Niculae, lângă el vine Madlung, Daniel Niculae iese din cadrul porții, Daniel Niculae se întoarce și e penalti, e penalti pentru Rapid, indiscutabil, decizie corectă a spaniolului, penalti pentru Rapid, Daniel Niculae l-a întors pe Madlung și probabil că trebuie să vadă și cartonaș galben fundașul Hertei, vă spuneam, este greoi, iată-l pe Daniel Niculae, se întoarce și este agățat, indiscutabil, indiscutabil, luați-o cum vreți, neglijență, imobilitate, poate șmecheria lui Daniel Niculae, dar este penalti, un moment favorabil pentru Rapid în acest minut 66 al partidei. Rapid are penalti pe Olimpia Stadion la scorul de 0-0 în prima manșă a 16-milor Cupei UEFA. Moment delicat al acestei partide, să vedem cine va executa. Îl văd pe Vali Negru apropiindu-se de punctul de la 11 metri. Mugurel Buga este și el acolo. Mugurel Buga pleacă, Vali Negru rămâne să execute. Vali Negru probabil foarte aproape de primul gol în Cupa UEFA. Vali Negru a intrat de 3 minute. Să-i ținem pumnii. E minutul 67 de acum, penalti pentru Rapid. Haide, Vali! În continuare proteste, nu știu cine a văzut cartonașul galben, cred că Bașturc, așa e, Bașturc trebuia să vadă acest avertisment. Iată-l și pe Friedrich, văzând și el un avertisment, două avertismente. Friedrich și Bașturc în doar câteva secunde. Emoții pentru noi. Vali Negru se apropie de minge. Gol! Gol! Rapid! Vali Negru! Dragi prieteni, Rapid conduce pe Olimpia Stadion. Vali Negru a ales o soluție simplă, a tras tare pe mijloc, a fost aproape să atingă această minge Friedrich, dar are mai puțină importanță. Vali Negru, să recunoaștem, și-a asumat o mare